De azi încolo, sătenii din Boldurești și nu doar, la intrarea și ieșirea din localitate, vor putea admira câte un indicator care, pe lângă numele localității, este vopsit în culorile tricolorului. Inițiativa de a amenaja indicatoarele aparține autorităților locale. Pentru această lucrare, primăria a contractat un meșter local. Semnul acesta avem și unul la ieșire. Am ales tricolorul pentru că ne iubim țara. Nicolae Țugulea, fierarul care a realizat simbolurile reprezentative, spune că le-a creat după schița propusă de primar, iar pentru o lucrare a avut nevoie de 10 zile. Și a venit cu o schiță să facem ceva pentru Boldurești. Când am intrat în sat, scrie ceva Boldurești. Și m-am uitat la dâns, mi-am zis că se poate. În total, ambele lucrări ne-a trebuit timp 20 zile. Cifrele, literele au fost mai greu. Dar în restul tot a fost ușor și pentru mine simplu. Lucrul propriu-zis a fost efectuat în atelierul meșterului. Nicolae afirmă că are această pasiune încă din adolescență, care acum 3 ani a devenit o sursă de venit. Aici, în atelier, sub cerul liber, am făcut simbolurile amândouă. Era mic, aveam 12 ani, am făcut la bicicletă, ca sui nepoțelul și să-l călească, bicicletă călească. De 3 ani am început mai serios. Nu mai plec în străinătate, să fac acasă. Se poate și acasă de făcut, dar trebuie răbdare. Localnicii susțin ideea edilului și spun că noile indicatoare dau un aspect mai frumos satului. Culorile tricolorul Republicii Moldova, îmi place că e așa combinat culori. E foarte frumos semnul de acolo, îmi place, e super. Frumos, dar cum e colorat? E frumos, e clar. Pe noul semn este inscripționat și anul în care satul Boldurești a fost atestat. S-a pus data de 1426, anul când a fost atestat documentar în istorie prima dată localitatea Boldurești. A fost o idee pentru a imortaliza într-un fel denumirea satului, să țină și mai mult și totodată să țină minte și lumea. Pentru acest proiect, bugetul local a alocat în jur de 11.000 de lei.